Edilul șef al municipiului roman, Lucian Micu, a declarat că la întocmirea bugetului s-au luat în calcul la capitolul cheltuieli și o parte din propunerile rezultate în întâlnirile pe care le-a avut cu diverse categorii sociale, directori de școli, medici din spital și de familie, oamenii de afaceri, preoți și reprezentanții ai diverselor organizații non-guvernamentale. La dezbaterile cu ONG-urile, ați văzut, în urma acestor dezbateri am supus spre dezbatere publică și ulterior spre aprobare 3 ghiduri de finanțare. De asemenea, și din discuțiile pe care le-am avut cu învățământ, am prevăzut sume de bani și pentru reparații la acestea. Practic din toate, am încercat să acoperim câte puțin din fiecare în urma discuțiilor. La biserici ce ați acordat? La biserici luăm în calcul acordarea unor sume fixe anuale pentru plata utilităților. Astfel, pentru bisericile mari se va aloca anual suma de 6.000 de lei, 4.000 pentru cele mijlocii și 3.000 de lei pentru casele de rugăciuni. În Roman există, în conformitate cu site-ul primăriei Roman, 15 lăcașuri de cult ortodox, 5 de cult romano-catolic, la care se adaugă Biserica Adventistă de ziua 7-a, Biserica Lipovenească de Rit Vechi și Biserica Penticostală. Pentru ONG-uri este prevăzută o alocare bugetară de 150.000 de lei. Se va vedea dacă proiectul de buget va trece de votul plenului Consiliului Local fără alte amendamente. Probabilitatea ca bugetul să fie votat în forma propusă dezbaterii publice este totuși mare, ținând cont de declarațiile edilului șef că la întâlnirea cu membrii Consiliului Local, la care presa nu a mai fost invitată, consilierii PSD nu au avut niciun fel de amendamente. Mai rămâne însă de văzut și ce ordine vor primi de la partid pe ultima sută de metri, adică înainte de ședința în care se va vota bugetul.